Breaking news acum, este informația momentului. Partidul Național Liberal vrea să ceară în ședința coaliției debarcarea ministrului Muncii Marius Budăi. De ce? Ne explică colegul meu Vasile Marcu, el are mai multe informații. Vasile, ce îi se reproșează ministrului Muncii? Ce spun cei din PNL? Surse liberale spun că există o mare nemulțumire în interiorul partidului la adresa ministrului Muncii, mai ales în ultima perioadă, din cauza declarațiilor pe care le-a făcut acesta privind o posibilitate a majorării pensiilor, a doua majorare în 2022, deși din discuțiile avute între PSD și PNL s-au înțeles că nu există această posibilitate. Totuși, ministrul Muncii a ieșit și a anunțat că își dorește ca din toamnă poate să majoreze din nou pensiile, însă fără a avea și acordul colegilor din coaliție. Așa că presiunea este mare pe conducerea PNL pentru a solicita în următoarea ședință a coaliției de guvernare demisia ministrului Muncii, tocmai pentru că a afectat și a creat speranțe în rândul pensionarilor, speranțe care nu pot fi puse în practică. De altfel, și premierul spunea cu câteva zile în urmă că este exclusă o posibilitate a renegocierii PNRR în 2022 cu Comisia Europeană, tocmai pentru a majora acel procent din PNRR din PIB pentru pensii. În momentul de față este 9,4%, însă ministrul Muncii a anunțat că își dorește ca acest procent să fie majorat până după 10%, astfel încât să fie posibilă poate o nouă majorare a pensiilor în 2022. Așa că vedem un conflict deschis între PNL și PSD din cauza ministrului Muncii, iar, repet, surse liberale spun că în următoarea ședință a coaliției s-ar putea ajunge la solicitarea PNL de demisia ministrului Muncii. Vasile, a avut până în acest moment ministrul Muncii Marius Budăi vreo reacție după ce au apărut aceste informații? Nouă se vehiculează pe surse în interiorul Partidului Național Liberal, însă în următoarele ore cu siguranță va veni și o reacție din partea ministrului Muncii și a Partidului Social Democrat. Vasile, pentru aceste informații în exclusivitate aici la Antena 3 și comentăm informația momentului. Alături de mine în platou este colega mea Andreea Dumitrache. Bine ai venit, Andreea. Așadar, un conflict deschis din nou în cadrul coaliției, de o parte PNL, de o parte PSD, la mijloc de această dată ministrul Muncii. Haideți să luăm ce punctual. Bine, Lorena, nu că am avut o ședință a coaliției în urmă cu două seri în care au stat cât 3 ore, după care n-au ieșit cu nimic concret, nu s-au înțeles pe ce îi arde pe români, cu pensiile, cu criza facturilor. S-au înțeles să nu se mai atace, s-au înțeles să nu se mai certe. Atât de bine s-au înțeles că vedem, sunt surse... Două zile. Doar două zile, da. Nici măcar că ieri am văzut din nou, a fost pe poziții adverse. Sunt surse din PNL care spun că este nevoie ca în următoarea ședință a coaliției să fie cerută demisia ministrului Muncii, pentru că nu se vor face majorările la pensii și că a creat aceste așteptări false ale oamenilor, supărări din partea celor de la PNL, că de fapt doar PSD capitalizează la imagine, iar cei din PNL par băieții răi. Cam așa se discută în Partidul Național Liberal. Cei de la PSD vor să propună să dea la toată lumea și noi suntem cei răi care ne opunem. Nu e corect ce se întâmplă. Sunt foarte multe supărări în Partidul Național Liberal. Aceasta este o aripă despre care vorbim. Vedem cum o să evolueze acest nou scandal, pentru că mai știm așa. Rareș Bogdan i-a cerut demisia ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Din nou s-a inflamat toată lumea. N-a avut loc o ședință a coaliției în care să se discute despre acea cerere de demisie venită din partea PNL. PSD, prin vocea lui Mihai Tudose, au cerut demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu. Deci, aceste clinciuri continuă, soluțiile se lasă așteptate și o să vedem pe ce poziții se vor pune. Cum crezi că vor evolua lucrurile, Andreea? Pentru că de această dată se va ajunge în ședința coaliției din sursele pe care noi le avem și se va cere demisia ministrului Marius Budăi. Asta în contextul în care, așa cum spuneai și tu, sunt foarte multe alte probleme arzătoare ce interesează pe români. Probleme ce ar trebui rezolvate. Crezi că s-ar putea ajunge la o demisie și ce ar însemna asta dacă ne uităm la coaliția de guvernare și la modul în care funcționează lucrurile în
păi cred că asta în ultima perioadă. Cred că asta vor, Lorena, să ne uităm la această ceartă și să uităm că, de fapt, cresc prețurile galopant la aproape toate produsele, la carburanți. Vedem această dispută și pe plafonarea prețului la alimentele de bază, pe TVA-ul zero. Tot timpul sunt aceste dispute. S-ar putea să fie și o strategie aceasta. Noi vrem, dar nu ne lasă cei de acolo și noi vrem, dar nu ne lasă cei din partea cealaltă și uite așa, noi vorbim și ei nu fac nimic. Se știe când ar trebui să aibă loc următoarea ședință a coaliției? Foarte greu de spus, pentru că ar fi trebuit să aibă loc ieri o ședință a coaliției, după ce marți seară nu au putut să cadă de acord pe problemele arzătoare. Ce se întâmplă cu această renegociere? Pentru că de aici mărul discordiei. Am arătat și noi la Antena 3 că a fost o minciună ce au spus cei de la USR, susținut și de PNL, că de fapt ar fi loc de o majorare care exista în acel plafon de 9,4%, destul spațiu bugetar. Însă, noi am arătat dintr-o decizie a Curții Constituționale, unde scrie negru pe alb care este impactul bugetar al pensiilor speciale. Pentru că asta ne cere Comisia Europeană. În 9,4 să fie incluse toate pensiile din țara noastră. Ori în ce aveam până acum, în toate acele raportări, în 8%, nu erau incluse pensiile speciale, nici cele ale militarilor, pensiile de serviciu. În total, toate aceste pensii au o încărcătură pe buget de 2 miliarde de euro, da? Deci nu s-ar mai putea face prea mult. Dacă nu se majorează acest spațiu, spunea și ministrul Budăi, nu se va mai putea face o majorare până în 2000, nu știu cât, foarte mult. Foarte mulți ani. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Așteptăm și reacția ministrului Muncii, Marius Budăi. Colegii mei au încercat să-l sune, să ia legătura, însă n-au reușit. Cu siguranță, da, va avea o reacție în orele următoare și o să o aflați de aici, de la Antena 3.